semicircul. Bună ziua, doamnele și domnule! Aș vrea să declar audierile deschise în cadrul Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pe dosarul numărul 204/19, prin propunerea domnului Fiodor Buzek, împotriva INSP S.A. Rinăspărină, Ministerul Sănătății Sănătății și Protecției Sociale și CNAB, Compania Națională de Asigurări Medicine. Noi avem înregistrări audio, audierilor, deci asta e pentru un proces verbal. Și pentru acest proces verbal, vă rog, vă prezentați, dar înainte de asta aș vrea să spun că eu sunt Evgeni Alexandrovici Belașapov, membru Consiliului și sunt membru raportor pe acest caz, sunt asistat de către Mirtita Negruță, consultant principal în cadrul Direcției Politicii Nediscriminare și doamna Silvia Pomedeală, șefa secției comunicare și management documentelor, la fel în cadrul Consiliului. Pentru proces verbal, vă rog, spuneți numele dumneavoastră și în ce calitate sunteți aici, să începem cu petiționarul. Eu sunt petiționar Buze Fiodor. Mulțumesc frumos. Partea reclamată, vă rog, prezentați. Zoi este stavă de la dispoziție, Jean Marie. În care bine. Mulțumesc. Ляшко Геннадий, президент МАС, компания «Национальная сетевая медицина». Северин Диана. Медик-эксперт, координатор в кадре компании «Национальная сетевая медицина». Și avem prezența instituțiilor mass-media, vă rog, prezentați-vă. Oleg Brega, activist civic pentru Curaj TV, filmez. Mulțumesc frumos, puteți să filmați, audierile sunt deschise, nu avem incidență ca să avem audierile închise, puteți să filmați și să înregistrați audio, video, foto. Ok, deci domnul Buze deja dumneavoastră ați fost la ședințele Consiliului, cunoașteți procedura, cred că și jumătatea părții diplomate tot așa au participat în ședințele Consiliului, deci cunoașteți că noi la început oferim câte vreo 20 de minute pentru fiecare parte ca să prezentați pozițiile dumneavoastră, plângerea sau argumente adverse, în special dacă s-a întâmplat ceva după ce dumneavoastră ați făcut această plângere. Deci aveți aceste 20 de minute și Consiliul poate interveni cu sugestii, propuneri, precizări în orice moment. După prezentările părților, tot așa aveți avea posibilitatea de a veni cu întrebări și răspunsuri și precizări de mai departe. După ședința Consiliului va delibera acest dosar și decizia propusă în ședință, o altă ședință închisă și deja părțile vor primi decizia în scris prin poștă. Domnul Buză, aveți 20 de minute. Stimați membri ai Consiliului, la început vreau să spun că noi în continuare susținem pe persoanele asigurate medical sunt discriminate față de persoane care plătesc enumerat. Cu toate că CNAM-ul plătește din gros 50 de milioane am după acte. Le-au plătit jumătate de ani, banii au dispărut. Deci eu reprezint pe mama mea din țară. Acum am venit la spital de post-operatorie. În luna aprilie m-am adresat la oftalmolog să oftalmologul să o primească pe mama. Am spus că nu o primesc, sunați mai târziu. În luna mai, deci am sunat și am spus că în luna iulie, 30 iulie, poftim oftalmologul primește. Zic, domnul, 3 luni, prea mult. Dacă doriți 90 de lei și o primim imediat. Zic, că mama mea e asigurată medical. Voi deja ați primit bani, deja medici au, că nu e urgență. Cum poți să spui doctorul că nu e urgență dacă nu a văzut pacientul? În acest timp, cât am așteptat 3 luni, mamei s-au făcut ale probleme cu sănătatea, am vrut să ne-am adresat la cardiolog. Cardiologul nu aveam. Cu toate că când am spus că i-au spus, i-au indicat
administrație de la Nisporeni să facă un acord cu un medic cardiolog care nu l-a făcut. Și a fost nevoit să caute prin cum pot. Cardiologul a spus că eu nu vă pot consulta, dar cel puțin pot să vă spun că trebuie să faceți. Să treceți unele investigații. Am adresat la medicul de familie, i-a făcut trimitere pentru prelevarea sângelor și să vadă UZI la tiroidiană și să facă un control ultrasonor la acord la inimă. S-a făcut toate acestea, dar la inimă au refuzat, spunând că au terminat banii. Mi-a spus, domnilor, dumneavoastră, vă adresați la Cramă cu scrisoare, prin lege. Ei suplinează banii. Ei, cum doriți, dacă vreți, așteptați la centrul diagnostic 4 luni sau la noi imediat pentru 337 de lei. Am fost nevoit. Ca atare, ei prin excrocheare, adică m-au comprimat într-un fel ca eu să plătesc banii de buzunare. Am trecut, după aceea doctoresa scrie în răspuns că nu era o urgență. Deci aici sunt medici și pot să le spun, un UZI nu este urgență, prelevarea sângelui nu este urgență. Astea sunt niște investigații medicale în baza cărora medicul face o diagnostică corectă și numai el atunci hotărăște în baza acestor analize, este urgență sau nu. De la CNAM, nu știu care persoană, mi-a spus că dar nu e urgență, dar avem cardiolog, spune că nu e urgență, apoi nu aveți. Deci, dată, și mă gândesc de ce s-a întâmplat așa. Pur și simplu, CNAM este cu interesat să facă economii de bani pe seama persoanelor, dar instituția medicală are indiferent de unde să scoate toate bani. Cel mai interesant, fost la prim-ministru, ministrul sănătății Ruslan Daglavan, în 2016 a cerut demisia ei pentru dezastru care se face în medicină. Și mi-au dat răspuns, dacă este nevoie, am să trimit post electronic răspunsul semnat de Filip, unde scrie că hotărârea care e valabilă până în 2017, în 2016 o anulează și schimbă cu altă hotărâre. Deci, într-așa mod a făcut schimbări la noi, schimbând o hotărâre cu altă, nu s-a schimbat nimic. Și tot aceasta, doamnă Glavan, a semnat un ordin prin care scrie că persoanele asigurate, dacă se adresează direct la medicul specialist, să plătească bani în numerar. Pune întrebare. Dar instituția deja a luat banii. Dacă o bătrânică o doare urechea, e trebuie să ducă la doctorul de familie, 30 km din sat. Se stă la rând, și după ce îi face trimitere, cu trimiterea pleacă la doctorul de familie peste drum, specialist. Doctorul specialist spune, adică doamna care stă, vine peste 3 luni. El pleacă înapoi, vine peste 3 luni, dar sunt și birocrație, și bătaie de joc de persoane. Dar doctorul care îi spune să vină peste 3 luni, el nici nu a văzut acest bolnă. Nici rar, banii i-a luat. Straniu lucru. M-am adresat la spital să-mi dea date câți bani au primit. Au primit pentru un acord aproape 50 de milioane și alt acord adițional aproape tot 50 de milioane de lei. În jumătate de an banii nu mai erau. M-am adresat către CNAM, CNAM-ul care acum așa apărând dreptatea, în 11 septembrie, până prezent, nu mi-a dat răspuns. Am vorbit cu șeful și șeful mi-a spus. A să-mi dea un răspuns cât se poate de repede. Deci atunci nu lucrează la voi lege atunci. Nu lucrează pentru voi. Am adresat la poliție ca să îi emendeze. Polițistul lucrează la fel și a răspuns în scrie că primăria, angajața primăriei, a dat răspuns nou și spun, domnule, care e primărie, măi? Ha, eu am greșit. Deci la dâșii este un blanc special și automat. Amu am sesizat procuratura și sper să-i chem în judecată. Pe domni care își apără drepturile, care nu îndeplinesc la rândul lor drepturile noastre. Asta e toată problema. Cu părere de rău, această birocratie e făcută într-așa mod ca persoanele să se sature și să se constrânși
și scoate banii cu cash, cu toate ca o poliță de asigurare medicală. Este domnul Lozan, care nu lucra nicăieri, tot ei au chemat în instanță de judecată, dacă este nevoie, n-am atacat cu mine de la din judecată, l-au impus plătească amendă și prima, forțat, fiindcă el trebuie să fie asigurat, dacă nu lucra nicăieri. Deci este o asigurare obligatorie. Straniu lucru atunci. Deci instituțiile medicale, eu îmi luați banii, deci este și o problemă. Nu acordă servicii și când vine o persoană asigurată, îi spune duș plătește. Straniu. Cred că eu am rugat să-mi transmit care sunt rezultatele controlului instituției de rănescorenie, pentru prezent nu mi-au răspuns, dar mi-au spus că se fac niște liste în care persoanele care plătesc cash, persoanele, deci eu o pun unde să pun. Băbuța și ei nu știe în ce liste stășcu. Deci eu iar o amăgeală pentru oameni. Eu consider că e normal să fie așa. Când am să nu plătească nici un ban, dar persoana care vine cu poliția de asigurare medicală se înregistrează, face toată investigația. Și în baza acestui document, CNAM-ul achită. Și atunci așa e normal. Medicul care stă, primește, trebuie să fie indiferent să primească unul. Pentru că banii nu-i mai simte că banii i-au primit deja. Că el atunci să fie egal pentru unul. Că eu vin plătesc cash sau vin cu poliță și el tot pe această poliță primește banii. Asta trebuie. Și este o atârnare foarte. A vine un bolnav cu febră și domnul Florei spune că, băi, tine avem locuri. Pleacă înapoi. Cum spuneți? Asta-i treaba. Au niște saloni foarte buni, este ok, tot normal. Dacă plătești bani, te primesc. Apropo, medicul de familie trebuie să roage mult timp ca medici, că eu zic că nu suntem diferite instituții, cu toate că primesc bani între aceeași instituții. Mă înțelegeți? Și medicul de familie, ca să facă o... trebuie să roage mult, ca să-i dea voi, ca să o interneze. Mama trebuie să aștepte 3 luni să o interneze. Și totuși, când au venit, au spus că nu se află picioare, tot ok, nu e urgență. Dar când e urgență, mama? Și cu părere de rău, tot asta, poliția de sigură. Apropo, doamna ex-ministru spune că rămân 80 de milioane să le retransferze peste hotare, să plătească. Dacă nu se lecuiesc aici, când bătrânii noștri plătesc chiar banii muznari, ei vor să strângă acest lucru. De ce? Eu să văd că persoanele care sunt asigurate medical sunt discriminate, stau 3-4 luni, cu toate că este protocolul european care ar trebui să conducă de la medicul de familie până la medicul de servicii de scurt, trebuie 14 zile. 14. Și nu mai mult. Dar nu 120. Îmi pare rău. Apropo, îi spun că persoane sunt foarte mult, medici sunt puțini. Vreau să vă spun că 5 ani în urmă nu era chestia asta. Acum au apărut și vreau să vă spun că cetățenii sunt mai puțini. Sunt mai puțini cât au fost. Eu am făcut o chemare medicului de familie. Acasă, pe data de 5 octombrie, noiembrie, primul. A, noiembrie, 5 noiembrie. Și au venit medici acasă la mine pe 28. Spuneți, oră, ce fel de chemare asta? Eu nu înțeleg. O luni de zile vin medici 3 km până la mine. Bătaie de joc. Dar banii deja i-au luat. De ce? Dacă ei nu vor fi plătiți în avans și numai când vor primi poliția mea asigurare medicală și numai atunci când îmi pun eu semnătură să primească banii pentru serviciu, atunci ei voi fi egal cu persoana care a achită cash. Cam asta am vrut să vă spun și cu părere de rău, doamna care trebuie să iei prangache cu piciorul frânt, nu a putut să vină. Mai este o problemă în spital. Deci doamna a cătat un medic să o opereze în sfârșit odată cu un medic. Medicul a operat-o, după aceea pe acest medic l-a înlăturat contra voinții ei și a pus alt medic să... Deci niște clanele cu chestia asta. Da. Știți. Și multe lucruri sunt cu părere de rău chestii. Prin lege, pacientul are dreptul să dea acordul la unele investigații medicale sau să dea acordul unui medic care îl tratează, sau să dea refuz. Deci, fără acordul pacientului,
Niciun medic nu are dreptul să facă contra dorinței lui. Așa s-a făcut prevederea. Cam asta, mă mult. Încă o situație interesantă. Vă spun, când era șeful spitalului, nu era bară, și eu parcurgeam pe la spital direct, fără probleme. Acum doamna șef a pus o bară și eu sunt nevoit în ploaie să mă văd, să mă cobor în cărușor, să mă duc până la blocul. Asta a fost cu... Bară se ridică, nu e posibil. Da, dar mă întors înapoi. Nu, nu. Asta se aștepta la tine. Eu am făcut un proiect și am spus că să mă adresez cu petiție și am să demonstrez și o persoană a vorbit cu juristul și a spus că vorbesc cu persoane, mi-am făcut responsul. Corect? Ați vorbit? Asta e. Și cam atât am vrut să spun. Paradoxal lucru, că avem trei instituții medicale, urgență, policlinică, spital. Sunt finanțați de la instituția de stat toți. Fac același lucru, dar sunt instituții diferite. Fiecare instituție are directorul său, juristul său, adjuncții săi, contabilitatea sa. Noi plătim acești oameni care fac unul același lucru. Paradoxal, înainte era un director, deci poate programul se mașcă de bună, dar mă rog, era un director care controla toate instituțiile, policlinica, lucrau în tandem. Și medicul de familie, a pe ori, la secție, în spital, el cunoștea cine se poate externa mai devreme. Acum nu. Eu spus că ei sunt diferiți. Cum adică? Nu mi-e clar. Și ar fi normal că totuși se revadă chestia. Eu am o scrisoare deschisă, pregătită pentru Guvern și Parlament, în care vă cere că să facă un director, o adjuncție, 2, 3, 1, cât acolo, o contabilitate, și toate trei instituțiile să fie subordonate, să fie ordine, dar nu fiecare cu directorul lui. Asta m-am de spus. În rest, am fost la spital de câteva ori, probleme cu ascensorul, cu adresări, nu am avut. În sensul ăsta e normal, e un lucru. Pe etajul 3 au deschis cabinete. Îi spun, n-au locuri. Dar stă într-un salon care stă, poate să te așează bolnav, un medic, specialist. Deci tu și la medicul de familie, îți dă o țidură pe tău, pe tine, chibrite, coștumpe. Și, da, apropo, când în spital programează, în policlinică te programează, îți spune oră, data, ziua. Aici când programează, îți stai la rând, e un rând viu. Zic, domnul, dacă ați programat, și m-ați programat ora și ziua? Că bolnavul vine la ora cu tare, și am fi primit. Ori nu poți să aștepte toată ziua pe începe medicul la serviciu sau când unde el. Nu e normal situația asta. Voi trăiți banii noștri, trebuie țară și nu aveți nicio stimă față de persoanele acestea. Îl bățuc. Dacă vă plinit, dar dumneavoastră problemați? Am avut probleme, dar când am făcut ascensor, foarte bine și n-am probleme. Am avut ocazie când am trebuit să fac niște documente, șeful poliției și eu trebuie să salvare după mine. M-am dus, deci s-o opun, nu, eu cu față de policlinică n-am venit. Deci față de spital, că își acumenesc oamenii ca tare. Vine poliță medicală și ei n-au bani. Dacă n-am, rămâne cu milioane de spital. Și apropo, nu răspund. Apropo, i-am spus directul, nu știu dacă vreau să mă repet, eu o să răspunde când o să găsească de cuvință cât de repede. De domnul, la să răspunde prietenilor, amicilor, că este la rămâne. Ok. Domnul Buză, mulțumesc, dar am atras atenția dumneavoastră, dar eu și, înțeleg, colegul dumneavoastră, puteți să prezentați la fel și spuneți în ce calitate sunteți aici. Eu sunt Vasile Artemie. Nu o să repet ce a spus domnul... Da, sunteți petiționar. Da, da. Da, mulțumesc. Eu sunt petiționar fără voie. Fiindcă nu o să repet așa ce a spus el, dar dacă noi vrem să facem ceva, nu la ecran pentru... Adică nu se referă la prezență, dar eu am în vedere la factorii decizionali din țară. Să nu ne hrănească la ecran cu programe sociale și cu fel de fel de... Da. Să facă condiții la medici, să nu fugă medicii din țară și din spital.
Problema la mine s-a început cu medicul de ochi, oftalmologul. Și aș vrea ca șefii să nu terorizeze medicii după ce ei creează medicilor condiții neadecvate de lucru. Să nu-i terorizeze și nu-i cheme să depună lămuriri și așa mai departe. Fiindcă eu am venit cu îndreptarea de la medicul de familie și dacă nu-i medic, nu-i posibil de primit, lămurește-i omului frumos, băi, nu-i medic, din ce cauză și a să fie când a să fie. Mi-a luat tichetul și ala ea, s-a uitat la dânsul, mi-a scris un număr de telefon, mi-a luat aruncat așa în față și du-te și ai să vii peste o lună. Despre purtarea medicului șef, păcat că nu-i medicul șef aici, fiindcă oamenii ăștia ia nu-s vinoveți. Aici ia țapii ispășitori. Eu cer scuze în fața lor. Medicul șef trebuie să vină aici. Dumnezeu gestionează o întreprindere. Eu i-am trimis petiții ei. Au avut răspunsul pregătit în șablon, în calculator, mi-au pus numele și mi-l-au trimis. Nu găsesc de cuvință să mă telefoneze, să mă contacteze, să vadă, băi, și cu... Când au venit domnii de la CNAM și cine a mai fost acolo de la politici medicale, îmi spun, dar de ce n-ați mai scris odată? N-am mai scris, fiindcă eu am înțeles după răspunsul care l-am primit, că suntem tratați toți într-un fel. Și eu îmi cer scuze față de medici care sunt medici, față de oamenii care își cheltuie sănătatea, nervii și timpul și sunt puși și ei tot într-o situație nu cum trebuie. Dați să o terminăm cu vorbăraia, dați să o terminăm cu promisiunile și dați să facem o sistemă de deservire a cetățenilor, am în vedere problemele sănătății, să fie deservire. Deci, medicii de la salvare vin la ora 1 de noapte. La mine condițiile de intrat acasă sunt foarte grele. Am acolo o bucățică de drum care ia ca domnul Andronache știe. La ora 1, medicul și e și vine pe gheață, pe o mână. Am avut un caz cu soția, e la mine la evidență cu tensiunea. Au venit oamenii, au ajutat, au luat-o, au dus-o. Acolo se începe. Să fie corelație și nu... Vedeți care e până la urmă, pentru domnii de la CNAM, adică eu le sugerez ideea, dar dumnealor or s-o desfacă. Trebuie să fie toți în comun. Nu se primește că până la ușa spitalului ia salvării, de la ușa spitalului nu știu a cui. Dacă m-ați înțeles ideea. Adică, eu înțeleg că nu sunt locuri, nu sunt medicamente, nu sunt cazuri diferite, Doamne ferește. Dacă noi săptămâna trecută am avut un caz, omul a căzut, un prieten bun a meu, a căzut în o gradă, până au venit medicii, până au luat, până au dus la spital, alaltă ieri l-am mormântat, Dumnezeu să-l ierte. Adică, în cazurile astea, noi nu punem vina pe cineva, că și medicul nu-i Dumnezeu, cum a spus așa la un gen când s-a întâmplat cu femeia și ei tânăr. Eu sunt de acord. Dar când se vede cu ochiul liber, fără lupă, fără microscop, fără alte, că sunt niște chestii intenționate, e că asta e dureros. Fiindcă nici dacă îmi spune normal și dacă mă chema normal sau mă telefona doamna medic șef,
Și îmi lămurevea, înțelegi, chiar că nu avem, e încărcată, sunt niște chestii, poate că eu azi nu eram aici și nu umblau și ei pe drum și nu... Era niște lucruri, dacă îți fac intenționat și cu rea credință niște lucruri, și dacă ar fi asta numai cu mine, nu Dumnezeu cu dânsul, eu cel mai rău om. Domnul Andronache știe. El știe foarte bine, fiindcă el a lucrat în poliție până la spital și noi am avut ciocniri pe alte ordine de idei și de... Da. Nu-i chestia mine. E chestia omului în gips. Medicul respectiv știe că el îi năcăjit. Nu, du-te și e tichet de la medicul de familie și ai să vii și ai să primești... Asta eu n-am avut cazul. Nu mi-a povestit nimeni. Adică eu să mă iertați, dar vă rog frumos, pe toți, prezenți și pe și iniprezenți. Factorii decizionali, fiindcă factorii decizionali nu suntem noi aici. Să iei măsuri, dacă omul nu se poate de primit, și nu, adică situația e într-atât de încărcată în spital și este aia, de lămurit, noi azi nu poți fi primit și nu ești tratat. Dar când ei nu au fluturașă pentru a introduce în venă niște medicamente, și când nu au alte chestii de primă necesitate, eu vorbesc de staționar. Apoi iertați-mă, dragii mei, eu să vin cu... Eu am avut cazuri diferite, au fost cazuri, Dumnezeu să ierte, nu mai sunt în viață. Eu am avut caz cu mama când și-o tăiat mâna. Da, era și atunci greu, nu era benzină, nu era, dar era suflet. Era suflet, dar acum ia toate avem. Eu când mi-a spus Tudor, milioane, băi, da, eu înțeleg, sunt cheltuieli mari, sunt alte prețuri, sunt alte. Dar nu-i suflet, nu-i... Trebuie să fie suflet în primul rând. Suflet, oamenii, și pe urmă te deșeleante, bani, antibiotici, medicamente, da. Asta e, noi trebuie să o vedem de la suflet. Și îmi pare foarte rău. Eu respect pe doamna medic șef, dar îmi pare foarte rău. Fiindcă a fi șef, asta nu înseamnă că ți-ți permite toate cele. Să mă ierte, eu am fost și eu șef, am avut și eu oameni N-am încercat să mă port așa. Nu s-o primit, i-am spus omului, nu se primește. Nu permite legea, nu se primește. Dar nu așa că... Iertați-mi și... Domnul Artelie, dumneavoastră ați menționat despre medicul oftalmolog, în final. În final, doamna m-a telefonat, m-a invitat, este doamna șefa de secție, m-a invitat. Eu mulțumesc, adică nu-i chestia, că nu se iei vinoveți. Nu-i vinovată nici șefa de secție și nu-i vinovat nici juristul și nu-i vinovat nici oftalmologul. Și până la urmă poate nu-i vinovat nici medicul șef. Dar e vinovat omul care șede acolo ea. Șede la fereastră. Fiindcă până la urmă capul răspunde de toate minusurile în sistem. Da. Și când el ți aruncă așa ea, și bine că eu am răbdare, mai am încă... Da. Să mă iertați de nemodestie. Da. Dar sunt oameni care el a venit cu mâna ruptă, cu fractură, curge sânge, curge... Adică sunt niște chestii. E refuzat pansament. Sunt niște chestii. Când se pune întrebarea, ajunge jos la secția de primire și se vede clar că de un om și ala nu faci nică. Nici nu-i povestit oamenii, doar eu trăiesc în sat cu lumea și... Adică, da, omul e gata, adică cu dânsul numai nu-i ieși sufletul.
Băi, acordă-i primul ajutor, pune-i o...